Începutul de săptămână a debutat cu finalizarea licitației pentru atribuirea contractelor de dezăvezire pe drumurile județene. Astfel, Consiliul Județean Mureș va semna săptămâna viitoare contractele de atribuire a lucrărilor cu firmele care vor avea grijă ca participanții la trafic să nu rămână înzăpeziți pe drumurile județului nostru. Comandamentul de iarnă se va constitui începând cu data de 15 noiembrie. În cazul în care vor apărea ninsori până la semnarea contractului, dezăpezirea va fi asigurată pe baza vechiului contract.